Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vorbim un pic despre anticorpii de COVID, că sunt foarte alunecoși. Suntem de mai bine de un an în pandemie și tot nu ne e prea clar care sunt nivelurile bune, corecte, de anticorp după boală sau după vaccinare și de ce sunt diferențe mari între aceste niveluri. L-am sunat pe doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din București. Bună dimineața, domnule doctor, vă mulțumim că ați intrat în direct. Bun, iată, uitați, vă spun așa, Luca, colegul nostru Luca Pastia, el a făcut COVID. A stat o săptămână acasă, n-a fost... Două, poftim. N-a fost prea grozav și a făcut testul de anticorp. După i-a ieșit, cât ți-a ieșit, mă? 5,5. Eu am 815, însă după vaccinare, la o lună după vaccin. Am prieteni care se laudă cu valori de mii. Unii zic zeci de mii, eu nu cred că există așa ceva după vaccinare. Ce să mai înțelegem noi, care nu suntem de specialitate, nu pricepem nimic? Ajutați-ne să înțelegem. Ok. Bine, există și valori mari, dar în primul și în primul rând, cred că trebuie să plecăm de la ideea că testarea de anticorp nu trebuie să fie un sport național și că ar trebui doar să ne orienteze. Cred că în ultimul timp tot ce e legat de pandemie sau despre tot ce e legat de pandemie vorbim mult prea mult, inclusiv despre anticorpi. Că mă gândeam apropo de asta ca o precizare, cred că întoarcerea către normalitate nu înseamnă doar partea epidemiologică cu mai puține cazuri, ci înseamnă și în plan psihologic. Adică o să ne trezim într-o dimineață și o să spunem nu mai e pandemie, nu mai pun mască, nu trebuie să mai am anumite restricții și ce fac de acum încolo, că eram obișnuit doar cu pandemia. Asta ca o paranteză. Da. Vorbim despre anticorpi. Principial în felul următor, în momentul în care m-am vaccinat, am în general mai mulți anticorpi decât dacă trec prin boală. De ce? Cei mai fericiți cu ghilimele de rigoare sunt cei care au avut o formă de COVID, mai ușoară, medie, și pe lângă aceasta s-au și vaccinat. Iau valorile cele mai mari, cele despre care spuneați, chiar cu zecile de mii. Dar ce mi se pare două lucruri foarte importante apropo de laborator. În primul rând trebuie să luăm în calcul că nu putem compara laboratoarele între ele, pentru că sunt unități de referință clar diferite, că în general dacă mă uit la un laborator, în momentul în care mi se spune că e o valoare pozitivă, înseamnă că la acel moment am un titlu de anticorpi care să mă protejeze, dar atenție, e vorba de acel moment, ce va fi peste o lună sau două sau trei, sigur că depinde mult de fiecare în parte. Și mai e un aspect, sunt două tipuri de anticorpi, cel puțin așa ca o discuție generală. Sunt anticorpii care mi-arată trecerea prin boală și care în general au valori mai mici, cum are colegul nostru 5, 6, 10, și ideal în acea situație ar fi să avem peste valoarea de 10, atunci se consideră că e un titlu protector. Și sunt într-adevăr acei anticorpi neutralizanți, anti-spike, despre care vorbim foarte des, și care trebuie să aibă valori mai mari. Cât de mari, în funcție de fiecare laborator în parte. În principiu de ordinul sutelor, adică sunt trei cifre, și pentru cei care au trecut prin boală și s-au și vaccinat, în general sunt patru cifre. Spun în general pentru că nu se poate stabili o regulă pentru noi toți. Și aș vrea să mai spun Un lucru. Vine întrebarea, când trebuie să mă testez? Cât de des? După părerea mea, pot să fac testarea undeva la o lună după ce am trecut prin boală sau în momentul în care am schema completă cu rapelul. Dacă mi-am testat anticorpii după o lună, următoarele trei luni stau liniștit. Încerc să găsesc același laborator ca să pot urmări în dinamică și să văd ce s-a întâmplat după încă trei luni. Nu se repet foarte des, nu să mă duc la cinci laboratoare, că nu mă ajută cu nimic. Bun, dar dacă situația... Adică avem următoarele situații. În aceeași familie, ei s-au vaccinat, soțul și soția, practic în același timp, sau la diferență foarte mică de o săptămână, două, au făcut analiza de anticorp la același laborator și doamna are 150, domnul are 850. Și apare o stare de asta de inegalitate în familie. Adică, bun, sigur, nivelul de referință indicat de laborator e undeva, nu știu, 13, 14, ceva de genul ăsta. Cât de importante sunt diferențele astea? 150, 850? Sigur că dacă am un titlu de protector, un titlu de anticorp mai mare, teoretic mă ajută mai mult, dar ca să nu fie motive de neînțelegere în familie, ar trebui să spunem în felul următor. Indiferent că am trecut prin boală sau ne-am vaccinat, imunitatea pe care o avem nu este doar la nivel de anticorpi, adică nu contează doar acel nivel. Avem o imunitate care ține și de celule, sunt acele limfocite T cu memorie, care pot de asemenea să mă ajute. Adică altfel spus, și dacă cineva din familie are o valoare mai mică, să ia în calcul că în momentul în care va veni în contact cu virusul,
va fi protejat și la nivelul celulelor. Deci va avea un dublu mecanism. Și atunci fiecare trebuie să gândească în felul următor. Face ceea ce trebuie. Adică se vaccinează chiar dacă a trecut prin boală, dar nu înseamnă că se uită numai la acel nivel de anticorp. Și oricum nu e important să-l compare. Este important ce se întâmplă individual. Dacă cineva are la un dat valoare de 150, ar putea ca peste 3 luni, din momentul în care a făcut testarea, să-și repete acei anticorpi. Și să constate, de exemplu, că în loc de 150 are valoarea 60, care este oricum peste nivelul de referință din laborator. Sau, din potrivă, s-ar putea să vadă că are în jur de 120. Este strict o orientare și sfatul meu este să nu comparăm cu ce se întâmplă în familie, colegii de serviciu și așa mai departe. Domnule doctor, eu sunt Luca ăla cu 5,5. Ce vă rog, când ar fi cel mai bine să-mi fac vaccinul? Eu am fost bolnav, am terminat la 1 aprilie. Adică dacă stau până da, la jumătate... Dar n-a fost păcăleală. N-a fost păcăleală de 1 aprilie. Nu, de la 1 aprilie am terminat. M-am infectat pe 17 martie, la 1 aprilie am terminat, mi-am făcut anticorpii la 5 săptămâni, cum scria la carte atunci, acum nu știu cum mai e. Am 5,5, mi s-a spus că e foarte bine. Era peste 1,4 și am înțeles că în medie oamenii au 3-4, mi s-a spus de la laborator. Eu am 5,5, deci sunt bombă. Da, ideal ar fi să aveți peste 10 ca să fie sigur protecția. Am nu, dar zic când e bine să fac vaccinul. Exact. Ține de forma de boală. N-ați avut o formă medie... ușoară, ați stat acasă? Am stat acasă, dar am avut... puls cum îi zice? A avut oxigen mai jos și a avut febră. Am avut febră vreo 4 zile, am făcut o pneumonie. Bun, asta înseamnă că dumneavoastră ați avut o formă medie. Că lucrurile stau așa. Pot fi asimptomatic, pot să am o formă ușoară și n-am prinderea pulmonară, am ceva pneumonie, înseamnă o formă medie, nu discutăm de formele severe. Dacă am avut o formă ușoară, atunci la 2 săptămâni din momentul în care am devenit asimptomatic, pot să mă vaccinez. Da. Dacă a fost o formă medie cam la o lună, noastră clar de la 1 aprilie puteți să o faceți în momentul de față, iar pentru cei care au avut forme severe cu probleme deosebite, ar trebui să lase un interval de 3 luni. Veți vedea că în momentul în care vă vaccinați, titlul de anticorpi anti-spike neutralizat va fi categoric mai mare. Vom vedea cât de mare. Da. Și vreau să vă mai întreb ceva. Tot referitor la vaccin. Dacă ești vaccinat cu ambele doze și testezi pozitiv PCR, am auzit destul de multe cazuri, totuși, simptomatic sau nu, ești sau nu contagios? Că multă lume zice că dacă ești vaccinat nu mai ești contagios, chiar dacă testezi pozitiv PCR. Bun, acum depinde de momentul în care s-a produs testarea pozitivă, că dacă e imediat după prima doză, atunci lucrurile stau altfel. Mă gândesc că nu am protecția prin vaccin. Dacă vorbim de situația în care am inclusiv rapelul și după rapel la un moment dat testez pozitiv, atunci probabilitatea mea este categoric mai mică de a transmite. N-aș spune zero. Aici este discuția ce se întâmplă în momentul în care m-am vaccinat, probabilitatea mea de a transmite care este. Și răspunsul corect din datele pe care le avem este că e categoric mai mic. Dar nu e zero. Chiar dacă sunt studii în Statele Unite, în Israel, părerea mea e că nu putem afirma că după vaccin probabilitatea de a transmite mai departe este zero. Și cred că este categoric mai mică, să-ți dovezile științifice. Și, în primul rând, gândiți-vă la faptul că eu, dacă m-am vaccinat, am o probabilitate foarte mare de a face o formă ușoară, care se rezolve precum un guturai în câteva zile. Da. Bine. Bă, vă mulțumim foarte mult pentru toate explicațiile. Să știți că o să vă mai sunăm din când în când, când avem astfel de nedumeriri, că ne-ați lămurit destul de bine. Și vă mulțumim și vă dorim o zi ușoară. Așa cum... ce vreau să vă spun e cu ce am început. Cred că e momentul în care trebuie să vedem într-adevăr partea plină a paharului. Adică, cred că acum putem discuta de pandemie într-un mod mai relaxat. Vaccinarea trebuie să fie o normalitate, dar putem să ne uităm cu un ochi și la vara care va veni și care va fi în mod clar mai liniștită. Adică putem să ne facem activitățile, vacanțele și ce ne-am propus și să încercăm un picuț să vedem lucrurile mai echilibrat. Nu să rămânem, cum se întâmpla la începutul pandemiei sau acum câteva luni, foarte focusați și concentrați în fiecare zi ca și cum ar fi o apocalipsă, că nu este în momentul de față. Da. Acum, ca toți prietenii mei vaccinați și cu mine, noi ne simțim mult mai liniștiți, chiar dacă purtăm mască în continuare, respectăm măsurile, dar, sincer, s-ar...
din punctul nostru de vedere, suntem, presiunea psihologică a scăzut foarte mult. Adică ne simțim protejați. Așa este. Așa este. Mai am, dacă tot am ajuns aici, mai am o ultimă întrebare. Cam când credeți că va apărea o recomandare oficială privind o a treia doză de vaccin? Bine, în momentul de față, nimeni, și precizez, nimeni din lume nu poate să garanteze că va exista o a treia doză. Uh-huh. Pentru că nimeni nu poate să preconizeze din punct de vedere epidemiologic ce se va întâmpla. Dar credeți că vor fi, va fi anual? Va fi vaccin anual, cum e ăla de tanti? Da, până la discuția de anual se pune întrebarea ce va fi în toamnă. Că e clar, vara va fi liniștită. Uh-huh. Și întrebarea e, în toamnă va fi valul al patrulea? Eu mă feresc să folosesc cuvântul val, pentru că sună așa, mă rog, într-un anumit fel. Aici problema se pune dacă în toamnă voi avea mai multe cazuri. O să vorbim de persoane vaccinate și vor face o formă ușoară, adică vom transforma COVID-ul în guturai, exact ce spuneam mai devreme, că atunci lucrurile sunt clare. Nu e important să, nici măcar doza a treia nu va conta foarte mult. Dacă însă vaccinarea nu va fi extinsă și voi vedea că infecția continuă, da, va fi o variantă. S-ar putea să ajungem în punctul în care să ne vaccinăm în același timp pentru gripă și pentru SARS-CoV-2. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din București. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.